stați în fotoliu comod și vă uitați la emisiunea noastră, vă propun să beți un ceai de tei la care să adăugați, bineînțeles, o linguriță de miere și câteva bucățele de lămâie. Cum de unde lămâie? Păi din lămâiul propriu, de pe balcon, pe care, dacă nu-l aveți, vă sfătuiesc să-l achiziționați și apoi să învățați de la Marin Constantin cum să-l îngrijiți. Claudiu, a venit în mod deosebit la tine de data asta, nu pentru goji, nu pentru aronia, deja oamenii te caută direct pe net sau la telefon. Am venit să învățăm acum și despre lămâi. Ce lămâi ai tu aici? Păi avem un lămâi clasic care trebuie băgat la un apartament. Îi mai spun alții all season, adică face flori și fructe continuu, atâta timp cât îl întreținem destul de bine, pentru că, din păcate, cei care cumpără lămâi, o mare parte din ei, cred că dacă mergem acasă și dăm doar apă, el face restul singur. Nu se poate. Și atunci e o minimă întreținere de care trebuie să ținem cont. În primul rând, când se cumpără un lămâi, dacă e de foarte mult timp în ghiveci, în vasul respectiv, ar trebui să-i schimbăm vasul. Vasul nu se schimbă niciodată într-unul foarte, foarte mare. Tot timpul ținem cont să schimbăm într-un vas cu 2-3 degete mai mare decât cel care l-am cumpărat. După ce am schimbat vasul, tăvița care va avea, dacă are tăviță vasul, trebuie puse pietricele pe ea, în ideea că vreodată ne scapă să udăm mai mult, surplusul de apă să se ducă, să nu stea rădăcine în apă. Foarte mari probleme sunt atunci când avem o tăviță, nu există drenaj, apa stă în tăviță și atunci rădăcina putrezește. Un exemplu bun îl dăm noi, să stea cineva o zi cu picioarele în apă, să vadă cum se simte. Și plantele trebuie privite la fel ca oamenii. Și ele trăiesc ca noi, numai că nu ne pot certa, că dacă ne-ar certa, am fugit. După care, apa asta udăm, dar la un moment dat lămâiul are nevoie și de îngrășăminte. În perioada dintre mai și octombrie, e bine să fertilizăm în fiecare lună măcar o dată. Eu mai recomand, în afară de fertilizantul clasic din supermarketuri care se pune în apă, recomand un îngrășământ foliar. După care, tratamentele de prevenire, la 2-3 săptămâni, se găsesc insecticide bio sau macerate mai bine. Maceratele fac foarte bine și un 3 săptămâni maxim să dăm cu un insecticid și un fungicid. Noi acum chiar ne-ați găsit după o perioadă în care am avut o problemă destul de mare și avem aici ceva frunze unde ne-a atacat o musculiță minieră. Musculița minieră față de păduchele lănoși și păduchele țestos, care e cam tot timpul în ei, e foarte periculoasă. Și atunci, în momentul când vedem că o frunză se gofrează, se strânge, ceva e în neregulă. Dacă am văzut caneluri pe frunză, trebuie neapărat eliminate frunzele. De obicei, musculița minieră vine pe lăstarii tineri, își depune punta și de acolo, când se dezvoltă larva, începe și face caneluri și o putem observa foarte simplu. Sunt efectiv canale fără o formă anume, circulare. Și le scoatem, le eliminăm, după care intervenim cu un insecticid. În cazul nostru, noi am folosit Confidor Energy, pentru că am încercat celelalte, n-au dat niciun rezultat. Acum se pare că avem rezultate bune, dar trebuie să repetăm de 2-3 ori, să fim siguri că nu prindem altă generație care se va dezvolta. La ce interval? 5-7 zile. 5-7 zile, pentru că riscăm, dacă nu facem repetiția, să scape vreun ou ceva și să devină adult, să depună iar ouă. Și atunci facem 2-3 tratamente, în condițiile astea clar nu are cum să mai să dezvolte familiile. Pentru păduchii țestoși și pentru păduchele noastre sunt la fel, când vedem un clei pe ramuri sau ceva lipit așa care e albicios. În prima fază se face o soluție de 1:1 alcool cu apă, se curăță tot și după aia se intervine cu un insecticid. Putem să folosim Actar, Amospilan, sunt mai multe, dar de obicei e bine să folosim
prima dată curățirea, că îi mai îndepărtăm și curățirea să o facem cu o perie puțin mai aspră. Ei au o carapace care îi ferește de foarte multe și atunci cu periuța asta, când dăm, le spargem carapacea. Și folosim un insecticid, de obicei sistemic e bun. Insecticidul sistemic pătrunde și în nou, adică dacă rămâne acolo și, spre exemplu, musculița minieră, eu dau cu un insecticid de contact, contact vine și îmi stă pe frunze și nu mai îmi vin alți dăunători sau protejează planta de restul și ce a fost adult, dar în schimb nu mi-atacă larvele. Insecticidul sistemic intră și omoară tot. Am înțeles. Dar neapărat repetiție. Am văzut pe piață că există pământ pentru lămâi. Da, este un pământ care are el din prima ceva îngrășăminte băgate. Și atunci o perioadă nu e nevoie de îngrășământ. Dar să nu ne culcăm pe ureche că dacă am cumpărat pământ de lămâi, gata, lămâiul ăla stă acolo. Pentru că prin udare spălăm pământul. De asta și în câmp și pe unde ne ducem, dacă nu pui îngrășământ cu noi de gras, s-a dus. Deci noi spălăm ghiveciul efectiv, se duc toate mineralele și nu mai avem ce să facem cu el. Și atunci trebuie să aducem un aport de microelemente. Cel mai important, să chiar îmi țineam să spun treaba asta, când vedem că s-a îngălbenit puțin frunzele, e clar că atunci el are o problemă, o carență de ceva. Și în general, zinc, magneziu și fier e mai greu să se țină în pământ. Și atunci venim cu un aport de zinc, magneziu și fier sau un produs care le conține pe toate ca să fim siguri că nu avem probleme cu el. Având carențe și când dăm un îngrășământ foliar sau dăm ceva, nu mai poate să asimileze, adică nu mai lucrează atât de bine. În plus, dacă îi dăm mai multă mâncare, devine și el o plantă mai viguroasă și face mai bine față tuturor dăunătorilor. Produce mult mai bine odată. Și a doua, îi creștem imunitatea, exact, pentru că lumea crede că îngrășământul este pur și simplu doar așa că să vedem noi că se înverzește planta. Nu, planta e exact ca un copil mic. E foarte simplu. Dacă o ținem într-un ghiveș foarte mult timp, îmbătrânește, nu se mai dezvoltă de ce. Când o muți în alt ghiveș mai mare, e ca și cum ai duce un copil într-un parc de joacă, începe să-i dea lăstar, să simte bine. Când nu mai are de mâncare, adică nu mai are îngrășăminte, încep frunzele să fie din ce în ce mai urâte, să se schimbe, exact ca un copil care nu-l hrănești cum trebuie. Cum începi să o hrănești, cum și ea începe să se înveselească, exact ca un copil. Deci trebuie tratat o plantă, din păcate mulți nu o tratează așa, dar în momentul când tratezi planta ca pe copilul tău sau ca pe, nu știu cum să vezi, un membru al familiei, exact, da? Atunci ea începe să-ți dea rezultate. Înainte de filmare, Alexandru, colegul meu, îți spunea câteva întrebări legate de tăierea lămâiului. El are doar așa o ramură și nu știe cum să facă să-i dea și alte ramuri laterale. Și explicai puțin cum se tunde. Hai să spunem și lucrul ăsta telespectatorilor. Exact ca pomii fructiferii, formăm cum vrem noi. Pe port înalt, pe port mai jos. Cel mai important de știut, în momentul când facem o tăiere, stimulăm creșteri laterale de pe ramura respectivă. Începem cu tăierile de jos, dacă vrem să-i facem un port jos, niciodată nu se lasă ramuri care se duc spre interior. Ramurile care se duc spre interior, la un moment dat, se intersectează și nu dau bine. Nici nu se lumina, noi vedem că e lumina afară, dar sunt cazuri când o ramură concurează pe alta. Și în momentul când în interior avem foarte multe ramuri, acolo nu e ok. Deci tot timpul trebuie să mergem spre exterior. În momentul în care vedem că o ramură nu ne-a dat, cum se întâmplă la colegul dumneavoastră, să nu-i dea ramuri laterale foarte multe, da? Am tăiat o ramură, am văzut că a dat doar una, păstrăm una laterală, o lăsăm să mai crească puțin. Când simțim că e puțin semilemnificată, mai venim cu o tăiere. Este imposibil să nu dea două rămurele, ceva. Și atunci îl dirijăm cum vrem noi. Am tăiat aici, se duce în partea asta, putem să tăiem, dacă dau două rămurele, păstrăm pe partea, până le echilibrăm cum ne place nouă. De obicei, e bine ca o plantă să fie dezvoltată pe toate părțile egal. Dar să nu uităm că dacă facem tăierile și nu administrăm îngrășăminte, nu îi creștem imunitatea prin fertilizări și prin altă, putem să-l îmbolnăvim foarte simplu și putem să-l obosim, adică tăind, el dezvoltă rădăcini, dar dezvoltă ramuri laterale, dar nu are cu ce să le susțină. Și atunci cel mai important e
administrare de îngrășăminte. Mulțumesc, Claudiu, ne vedem data viitoare, sigur, cu noi surprize din partea ta, că tu totdeauna aduci pe piață și în grădina ta și în grădinile noastre lucruri noi. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi și vă mai așteptăm!